Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi vorbim despre un angajament de 55 de ore în Evanghelia după Matei, capitolul 19, scrie Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, spune Domnul Iisus Hristos referindu-se la familie. Un desen arată un tânăr care îngenunchează cu mâinile împreunate înaintea unei tinere spunând Îți cer doar un angajament de 55 de ore. Desenul încerca să zugrăvească mariajul de scurtă durată al actriței Britney Spears cu un prieten din liceu. De la Daul din Capela Las Vegas până la anularea legală a acestuia au trecut doar 55 de ore. Britney Spears le-a spus mai târziu reporterilor că acest mariaj de scurtă durată a fost doar o glumă. Când ea s-a dezmeticit după o noapte de chefuri, ideea de a fi căsătorită nu i s-a mai părut atât de atrăgătoare. Unii oameni se dezmeticesc mai repede decât alții. Totuși, realitatea tristă și dificilă este că prea multe persoane se trezesc în cele din urmă și spun: Nu aceasta este persoana cu care credeam că mă căsătoresc. Adesea, ei doresc să pună capăt relației. Deci, de ce să mă mai complic cu căsătoria? Ideea este că Dumnezeu știa că, fără legământul căsătoriei, inimile se vor răci și se vor rătăci în cele din urmă. Dumnezeu a creat ființa umană capabilă să aibă o legătură emoțională, fizică și spirituală în unirea dintre un bărbat și o femeie. Fără legământ, nevoile partenerilor de căsătorie nu pot să fie împlinite pe deplin. Crezi că este prea mult să aștepți de la cineva să respecte legământul căsătoriei într-o lume saturată de sex? Unii se despart, se împacă, dar în cele mai multe cazuri ajung în cele din urmă tot singuri. Dar alții îndură rigorile căsătoriei și se bucură de beneficiile ei. Ei se mai ceartă uneori, dar nu se gândesc vreodată să rupă legământul. Legămintele de tipul celui de 55 de ore nu vor rezista. Dacă nu există un legământ de genul până când moartea ne va despărți, făcut cu bună credință, nu există speranță pentru acea căsătorie după cum spunea un domn căsătorit mai în vârstă noi am trăit mereu având speranța că mâine va fi mai bine această atitudine devine o profeție care se împlinește de la sine și care face fiecare zi mai luminoasă și mai bună găsește-ți refugiul și puterea în Hristos